Numele meu este Sorina Bulimej, sunt librar coordonator în cadrul librăriei Junimea, partea Astet.com Libris Iași, iar astăzi, cu puține zile înainte de Crăciun, când suntem cu toții în căutarea cadoului ideal, vă prezint o carte despre care cred că ar putea fi pe placul cititorilor dragi din viața noastră. Este vorba despre Viața mea și psihanaliza, autobiografia lui Sigmund Freud. De ce am ales această carte și de ce o consider un cadou potrivit? Ei bine, în ceea ce mă privește, de exemplu, am fost mereu atrasă de domeniul psihologiei, mereu am vrut să cunosc cât mai multe informații atât despre conceptele cu care lucrează, cât și despre viața personalităților care l-au marcat. Astfel, dacă aveți și voi în familie o persoană asemenea mie, să știți că această carte este un cadou potrivit, mie mi-a plăcut foarte mult. Bine, asta și pentru că Sigmund Freud este una dintre marile mele iubiri, trebuie să recunosc. În al doilea rând, cred că cu toții am auzit despre concepte precum psihanaliză, interpretarea viselor sau despre celebrul caz Dora, de ce nu? Dacă vreți să aflați cum au apărut ele, de ce sunt atât de importante chiar și astăzi, această carte răspunde tuturor întrebărilor. În al treilea rând, dacă vreți să aflați informații legate despre viața lui Freud, despre vicisitudinile cu care s-a confruntat, despre prietenii și discipolii pe care i-a avut sau despre boala cu care fusese diagnosticat în 1923, cu 2 ani înaintea apariției autobiografiei, toate acestea sunt în această carte. Și dacă tot veni vorba de vicisitudini, aș vrea să citez un mic fragment care vorbește despre acestea. Citez. Psihanaliza este creația mea. Vreme de 10 ani m-am ocupat singur de acest domeniu și tot vreme de 10 ani doar asupra mea s-au bătut criticile prin care contemporanii mei își exprimau nemulțumirea asupra psihanalizei, cât și capriciile lor de moment. Cred că și astăzi, când nu mai sunt deloc singurul psihanalist de pe pământ, nimeni nu înțelege mai bine decât mine ce este psihanaliza, prin ce diferă ea de alte modalități de explorare a vieții psihice, ce se poate desemna prin termenul de psihanaliză sau cum ar mai putea fi ea denumită. Am încheiat citatul. Nu în ultimul rând, cred că am observat cu toții că de-a lungul timpului și cu precădere în ultima vreme, au apărut numeroase filme, seriale, documentare sau cărți despre Freud. Dacă vreți să le înțelegeți mai bine sau aveți în cercul de prieteni, poate, persoane care au vizionat seriale sau filme și au ajuns să se întrebe oare chiar așa să fi fost, oare chiar asta era viața lui Freud, această carte reprezintă baza de la care au plecat toate cele menționate și pentru cei care sunt curioși, iată cadoul perfect. Așadar, dacă cunoașteți persoane care sunt interesate de psihologie și vreți să le faceți un cadou, poate aveți în familie un licean care a auzit la orele de psihologie despre complexul lui Oedip, de exemplu, și a devenit curios. Sau poate aveți un prieten care a vizionat documentare și a devenit fan Freud. Iată această carte care sper să fie un cadou potrivit. Eu așa cred. Aștept părerile voastre după ce trece perioada sărbătorilor. Iar în încheiere vă doresc, dragi cititori, să vă bucurați de magia sărbătorilor ce vin, magie pe care să o păstrați cu voi tot restul anului, să fiți și să dăruiți inspirație și nu uitați că vă așteptăm în librăria Junimea sau într-una din librăriile din rețeaua noastră pentru a vă bucura atât de această carte, cât și de una din aceeași colecție.